Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de aici, din America. Încă n-am apucat să plec niciunde, tot aici în casă. Sunt tot la cazare, tot cu munca. Am foarte puțin timp la dispoziție și de asta postez mai rar pe YouTube. Dar asta o să se schimbe odată ce plec de aici, din Ocean City, termin cu munca și plecăm în excursie. O să vizităm cele mai mari și cele mai cunoscute orașe din America, New York, LA și Miami. Dar până atunci vreau să discutăm puțin despre un subiect la care m-am tot gândit în ultimul timp, și anume, merită să lași România pentru a te muta în Statele Unite? E bine, mulți studenți care vin aici ar zice că da, merită să faci asta. Am întâlnit mulți studenți care s-au stabilit aici sau care își doresc să se stabilească aici, fie din România, fie din altă parte. Așa că astăzi vreau să discutăm despre avantajele și sacrificiile acestei decizii. Am auzit cu toții de visul american, că oricine poate să reușească în această țară. E bine, eu cred că e puțin prea mult marketing la această idee, pentru că eu sunt de părere că visul american nu este valabil pentru toată lumea. Mai degrabă e valabil doar pentru cei super talentați. Au un super talent la un anumit lucru și vin aici să dea lovitura la un nivel global. Pentru că da, poți face asta aici. America este încă cea mai bogată țară din lume, cea mai influentă și avantajul este că se vorbește și engleză. Însă dacă ești un om de rând care muncește un job normal, nu vei sesiza o diferență prea mare între traiul de aici și cel din vestul Europei, de exemplu. Salariile, e adevărat, sunt puțin mai mari aici, însă diferența este mică. Eu m-aș muta aici doar dacă mi-ar plăcea stilul de viață american, cum trăiesc ei, nu din punct de vedere economic. Pentru că e adevărat, față de România, salariile sunt mai mari, dar și prețurile sunt mai mari. Chiriile, cazările, casele sunt de 3-4 ori mai scumpe aici decât în România, la fel și mâncarea. E adevărat, benzina e la fel de scumpă, mașinile sunt la fel de scumpe, gadgeturile la fel de scumpe, dar pe mine mă împlinește mult mai mult dacă construiesc ceva în România, dacă realizez ceva în România, decât să mă mut aici strict pentru a mă dezvolta pe plan personal. Cam aici e disputa, să îți pese doar de tine sau să vrei să dai și ceva pentru comunitatea ta. În al doilea rând, nu cred că ar trebui să comparăm România cu Statele Unite, pentru că ei au plecat din start cu un avantaj. Încă de când s-au unit această țară, ei au avut o continuitate. Însă România, după anii 90, a pornit de la zero. După ce am ieșit din comunism și am schimbat sistemul, România a luat-o de la zero. Alte reguli, alt sistem, aproape toți românii au plecat de jos cu nimic în buzunar. Și dacă o să fie vreodată să plec din România, o să mă întorc într-un final să construiesc ceva acolo. Și pentru a construi ceva în România, trebuie să scăpăm de mentalitatea negativistă pe care o avem. Lucrurile se vor schimba cu adevărat dacă fiecare dintre noi devine cea mai bună persoană posibil. Așa că înainte să dai vina pe altcineva, să spui, a, politicienii sunt de vină că România nu duce bine, asigură-te că tu faci tot ce stă în putință ca să fii mai bun. România a făcut progrese și sunt de acord, nu suficiente atât cât ar trebui, dar putem face mai mult dacă lucrăm împreună. Eu cred că am ascultat prea multe manele până acum. Prea se vorbește de dușmani, de dușmănie. Ce-ar fi să nu mai ai așa mulți dușmani? Să mai tai din ei, dar nu la propriu. Să realizezi că vei avea mai mult de câștigat atunci când încerci să-i ajuți pe ceilalți decât să te ajuți doar pe tine. E un lucru mare. Am întâlnit foarte mulți tineri care au ceva de oferit. Aduc un plus valoare societății, însă trebuie să li se ofere puțin mai multă încredere și eu am mare încredere în mine și în tinerii care vin să schimbe România. Un alt dezavantaj este că nu-ți vei mai vedea familia pentru mult timp. Ca să aplici pentru cetățenia americană este un întreg proces care e costisitor și durează foarte mult timp. Am înțeles că undeva pe la 5 ani, dacă ești logodit cu o persoană care are deja cetățenia americană, va dura puțin mai puțin, cam 3 ani. Pe când dacă te stabilești într-o țară din Europa, toate aceste lucruri vor fi mai ușoare. Ești și mai aproape de familie și procesul e inexistent de naturalizare. Adică România e în Uniunea Europeană. Poți să mergi în orice țară dorești fără să obții cetățenia în prealabil. Poți avea succes oriunde dacă ești serios. Nu contează locul în care ești. Așa că dacă vii în America, nu ai succesul garantat. Trebuie să muncești pentru asta chiar și aici. Și poate îmi zici, da mă, bine, ești prea optimist, nu o să se schimbe nimic niciodată în țară. Dar până la urmă nu e vorba de asta, e vorba de mentalitate. Ce gândești se reflectă în jurul tău și eu vreau să transmit acest mesaj că se poate schimba și la noi ceva. Și eu nu îmi pierd speranța din când în când, ba da, când mai văd că se întâmplă ceva rău, când văd un act de corupție, când văd în ce condiții trăiesc unii oameni, mi-o mai pierd, bineînțeles. Dar e ok dacă ți-o regăsești de fiecare dată. Într-un fel, nu este despre rezultat, e despre chinuiala asta, de a face ceva mai bun în jurul tău. Și pas cu pas, odată ce fiecare român realizează asta, abia atunci o să ne schimbăm în bine. În concluzie,
merită să lași România pentru America? Depinde. Depinde ce vrei să faci cu viața ta. Vrei să te realizezi pe plan personal mai mult, să ai mai mulți bani, sau vrei să dai ceva înapoi comunității din care faci parte? Fiecare din noi trebuie să răspundă la întrebarea asta și să găsească răspunsul pentru el. Eu mi-am spus părerea în acest video. Vreau să știu și părerea voastră în comentarii. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like, să-l distribuiți mai departe și să vă abonați, bineînțeles. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvai sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!